20 martie. Fiți insistenți în privința cazului vostru. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat. Osea 14:4. Sper ca nimeni dintre voi să nu ajungă la ideea că poate câștiga favoarea lui Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor sau că există o virtute specială, aceea de a ne spovedi oamenilor. Domnul dorește să venim la El, zilnic, cu necazurile noastre, mărturisindu-ne păcatele, iar El ne va da odihnă. Mărturisiți păcatele voastre tainice numai lui Dumnezeu. Recunoașteți-vă rătăcirile inimii înaintea celuia care știe perfect cum să trateze cazul vostru. Dacă ați nedreptățit pe semenul vostru, recunoașteți-vă păcatul înaintea lui și dovediți această pocăință, făcând orice reparație s-ar putea impune. Apoi, cereți binecuvântarea. Veniți la Dumnezeu așa cum sunteți și lăsați-L să vă vindece toate slăbiciunile. Fiți insistenți în privința cazului vostru, prezentându-L înaintea tronului Harului. Faceți în așa fel încât această lucrare să fie completă. Fiți sinceri cu Dumnezeu și cu voi înșivă. Dacă veniți la El cu o inimă zdrobită, El vă va da biruință. El nu vă va înțelege greșit și nu vă va judeca greșit. Semenii voștri nu vă pot absolvi de păcat și nici curăța de nelegiuirea voastră. Iisus este singurul care vă poate da pacea. El v-a iubit și s-a dat pe sine pentru voi. Inima sa plină de dragoste este atinsă de mila față de slăbiciunile noastre. Evrei 4:15. Ce păcate sunt prea mari pentru ca El să le poată ierta? Ce suflet este prea întunecat și stăpânit de păcat, încât să nu-l poată elibera? El este plin de har și nu caută merite care s-ar putea găsi în noi, ci pe acele ale bunătății sale proprii, prin care ne vindecă de cădările noastre și ne iubește fără opreliști, încă de pe când eram păcătoși. El este încet la mânie și bogat în bunătate. Neemia 9:17. Există un remediu pentru sufletul bolnav de păcat. Acest remediu se află în Isus, Mântuitor scump. Harul Său este suficient chiar și pentru cel mai slab, însă și cel mai tare trebuie să aibă harul Său sau va pieri. Am văzut cum poate fi obținut acest har. Mergeți în cămăruța voastră și rugați-vă lui Dumnezeu acolo, singuri. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51:10. Fiți hotărâți, fiți sinceri, puternică este rugăciunea fierbinte. Asemenea lui Iacov, luptați-vă în rugăciune, agonizați astfel. Iisus a transpirat în grădină strop mari de sânge. Trebuie să faceți un efort. Nu vă părăsiți cămăruța până nu vă simțiți întăriți într-un Dumnezeu. Apoi vegheați și veți putea stăpâni aceste ispite atâta timp cât vă rugați și vegheați. Iar harul lui Dumnezeu poate și va apărea în voi.